Din cei 18 consilieri prezenți la ședința de marți, 14 martie, 13 au votat pentru, iar 5 s-au obținut. Pentru ca proiectul de hotărâre să treacă, era nevoie să primească votul la 17 consilieri. Investiția în valoare de 23 de milioane de lei, din care 9,1 milioane lei construcții-montaj, ar urma să fie eșalonată pe o perioadă de 3 ani. Se vizează înlocuirea a 1700 de contoare de energie termică pentru încălzire, 3395 de filtre de impurități, 8490 robinezi de izolare și a 1695 de contoare energie termică pentru apă caldă menajeră. A fost ședință de Consiliu Local și îmi pare rău și nu înțeleg, fără să dea nimeni nicio explicație, și aici mă refer foarte exact la consilierii care au votat împotrivă, consilierii PSD, pentru indicatorii tehnico-economice referitori la contorizare, așa cum se știe și din cadrul ședinței de Consiliu Local de ieri. Am adus documentele oficiale, legea energiei, regulamentele noastre pe care le-am aprobat la primărie, contractul între noi și Termonet, operator. Deci este clar că achiziționarea și montarea grupurilor de măsurare a energiei termice la nivel de branșament termic la scară de bloc revine autorităților administrației publice locale. Pe ordinea de zi suplimentară a ultimei ședințe convocate extraordinar la primăria municipiului Suceava, s-a repus mai vechiul proiect privind acceptul aleșilor locali de a se solicita de la guvern bani pentru contorizarea energiei termice și realizarea branșamentelor la nivel de scară de bloc în municipiul Suceava. Primarul Ion Lungu a pledat pentru aprobarea documentației care să conducă mai departe la obținerea finanțării necesare pentru această investiție. Din păcate, fiind vorba despre un proiect de hotărâre care necesita votul favorabil a 2/3 din numărul total de consilieri, 17 în cazul Consiliului Local Municipal Sucevean, proiectul de hotărâre nu a trecut. S-au exprimat, din cei 18 consilieri prezenți, 13 pentru, consilierii liberali, și 5 s-au abținut, consilierii PSD sau aliații acestui partid prezenți la ședință. N-a fost niciun fel de comentariu, au votat împotrivă. Eu știu că s-a terminat campania electorală, așa cum am spus, avem o mare obligație față de cetățeni să fie conștienți că ei plătesc doar ceea ce consumă. Restul problemelor care sunt acolo sunt probleme ale administrației locale, ale primăriei, ale operatorului, care trebuie să fie rezolvate între noi, vis-a-vis de pierderi și alte acțiuni și alte aspecte de acest gen. Aleșii locali ar fi urmat să aprobe indicatorii tehnico-economici pentru contorizarea energiei termice și a branșamentelor de încălzire la nivel de scară de bloc în municipiul Suceava. Valoarea totală a investiției este de peste 23 de milioane de lei, din care 9,1 milioane lei construcții-montaj. Investiția este eșalonată pe o perioadă de 3 ani de zile.